Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Noi despre Noi. Astăzi vorbim în emisiune despre grădinițe. În iureșul alergării noastre pe pista supraviețuirii, ne scapă cel mai important detaliu din construcția numită viață. Trecem pe lângă, de fapt pășim peste copiii noștri. Obosim la acest exercițiu toți, mame, tați, învățători, educatori, ministri și miniștri. Doamne, câtă nepăsare, cât cinism în acest sistem al nostru numit educație. Asta noi facem în fiecare zi. Asfaltăm drumuri, construim palate, cică de cultură, scriem cărți, cântăm cântece, dar rămânem până la urmă niște mititei nenorociți, nu numai fără cultură, dar și fără de sentimente care la țară se numesc cum se cădenie. Japonezii zic, cine nu are bătrâni să-și-i cumpere, iar scandinavii consideră mamele care nasc și au grijă de copii angajate ale statului și le plătesc salariu. Fiți atenți, nu indemnizații, nu ajutoare unice, dar salariu. Ei consideră copiii o avere. Ce se întâmplă la noi? Uf, Doamne, nu știu dacă mai face să vorbim. Nu știu dacă mai are rost să batem alarma, pentru că nimic nu se schimbă. Vorba vine, peștele de la coadă se curăță, dar de la cap se strică. Capii noștri, din păcate, născocesc scheme nu pentru micuții noștri de la grădiniță, dar pentru angajații grădinițelor. Bine să le fie nu micuților, dar membrilor de partid, oricare ar fi acest partid. Aici e buba. Nu micuțul e leitmotivul deciziilor ministeriale, dar angajatul, membru de partid. Și se risipește în lanț de sus în jos toată construcția numită sistemul educațional din Republica Moldova. Eu stau și mă gândesc, cui a venit în cap o asemenea neghiobie de a muta pe vară copiii dintr-o grădiniță în altă grădiniță? Parcă ar muta niște geamantane, parcă ar fi vorba de niște obiecte, dar nu de suflete neprihănite și curate, ca lacrima, precum sunt sufletele copiilor noștri. Mulțumată doamna Guțu, mai marele pe tot sistemul educațional din municipiu, asta a vrut să spună atunci când la solicitarea noastră de a ne explica și nouă telespectatorilor. Deci, dumneavoastră, oamenilor, de ce 3 copii au fost strămutați în altă grădiniță și totuși au reușit să fugă și au lipsit de la grădiniță 3 ore? Eu admit că nu am dreptate și las la judecata dumneavoastră, dragii mei telespectatori, cuvintele doamnei Guțu. O să vă explic conform agendei. Și dacă conform agendei dânsa va fi disponibilă peste 10 zile, de exemplu, noi ce trebuie să facem? 10 zile să așteptăm un răspuns? Dragii mei telespectatori, mie personal îmi este rușine. Nu pentru șefa cutare sau cutare, a direcției cutare sau de la ministerul cutare. Mie este rușine față de micuții noștri, față de cei 3 copii, de exemplu, care au fugit și care accidental au fost găsiți de către o femeie de treabă, de la un magazin. Cu acest aliniat am putea încheia acest cuvânt înainte, dar nu-mi dă pace următorul gând. Noi cu toții ne iubim copiii. Noi cu toții le dorim viitor fericit acestor copii. Noi cu toții vrem această țară să aibă viitor. E adevărat? Dacă vrem, de ce ne plasăm în tabăra dușmanilor copiilor noștri? Ori a iubi nu înseamnă declarații pe hârtie, a iubi înseamnă fapte. Haideți împreună să facem fapte și nu doar vorbe. Sper că împreună cu invitații noștri din această seară vom face o faptă bună. Vom discuta despre grădinițe și sistemul de educație de la noi din municipiul Chișinău. Bună seara, dragii mei invitați din această seară. Îi prezint și dumneavoastră. Ala Revenco, cofondator al grupului Părinți Solidari. Bună seara și mulțumesc că ați venit încă o dată. Mulțumesc. Sergiu Afanasiu, fondator și director unei grădinițe private. Mulțumesc că ați găsit timp să veniți, pentru că aveți un program destul de complicat și știu asta, că sunteți toată ziua sunteți la grădiniță. Dar oricum. Da, ne propun dumneavoastră și telespectatorilor să discutăm despre siguranța în grădinițe, despre aceste luni de vară care sunt închise, pe perioada acestei luni de vară sunt închise grădinițe și cu dumneavoastră, doamna Revenco, aici avem multe de discutat, dar încercăm și astăzi să atragem atenție, și să spunem lucrurilor pe nume. Prima întrebare este către dumneavoastră, domnul Afanasiu. Cum considerați? Ce trebuia să se întâmple în 2 cazuri strigătoare la cer care au avut loc recent? Fuga acestor copii
de la grădinița 139 și cazul înspăimântător din Israel a unei fetițe dintr-o familie de moldoveni. Prima răspuns. Cine trebuia să răspundă și dacă ceea ce s-a întâmplat și răspunsul pe care mi l-a transmis ofițerul de presă de la Direcție Generală Educație, Tineret și Sport, în care se spune prin trei propoziții că, citez, ca să nu fiu după aceea învinuită că nu am dat citirii corect. Au intervenit schimbări în programul nostru? Vă răspund la întrebare. S-a constituit o comisie pentru ancheta de serviciu, directoarea a fost sancționată cu mustrare aspră, educatoarea a fost sancționată de către angajator, mustrare aspră. Atât. Deci e adevărat că nu sunt doar aceste, nu doar acest caz, se întâmplă mai des, aceste cazuri au ajuns în vizorul opiniei publice și se vorbește mai mult. Cu adevărat se întâmplă nu doar în municipiul Chișinău, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cazuri dese strigătoare la cer, pentru că din momentul în care copilul a ajuns în instituție și a fost transmis educatorului sau un alt angajat al instituției, deci în momentul acesta se poartă răspundere pentru viața și siguranța acestor copii. Este adevărat că statul poartă răspundere, deci așa se scriau în contractele care existau între părinți și instituția de învățământ. Diferența e că într-o instituție privată poartă răspundere fondatorul. Deci chiar dacă aș avea 10 directori, dar până la urmă răspunderea în fața justiției o poartă fondatorul. Deci în mod normal ar trebui clarificate lucrurile astea, cine totuși poartă răspundere. Dar dincolo de situația concretă, iată că s-a ieșit. Deci eu aș vrea din punct de vedere practic să vedem cum se poate întâmpla asemenea lucru dacă toți copiii sunt în grija unor educatori și ajutor de educatori, ajutor în cazuri educatori, cele mai bune, pentru că sunt fericite, Deci și în mod firesc fiecare părinte în mod normal trebuie să transmită acest copilul când îl aduce la instituție unui educator să dea bună dimineața cel puțin, pentru că asta e firesc. Este adevărat că se mai întâmplă, știu cu siguranță că se mai întâmplă părinți care pot să aducă până la poartă sau până în holul instituției, având încredere în copil că va ajunge, dar noi trebuie să avem încredere în copiii noștri, dar atâta timp cât sunt mici, le arătăm exemplu și procedăm așa cum e prescris și cum e corect. Deci este adevărat că aici, iată, eu mă gândeam la subiectul, dar cum aș proceda eu? Că, de exemplu, se întâmplă atât la o instituție privată cât la una publică, că lumea vine și mai târziu de ora indicată, deci în program de școală. Fiecare cu motivul lui, unul mai merg la B, deci alții dorm mai mult, sunt oameni diferiți. Deci atunci vă asigur că dacă ar fi fost închisă ușa instituției și un părinte vinea mai târziu, bătea alarma de ce a fost ușa încuiată. Ce se întâmplă acolo? Dacă a fost ușa deschisă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cu ușa și cu poarta. Dar, de exemplu, poarta dacă e deschisă, vraiește, sau dacă există sau nu există... Vreau să vă zic, doamna Afanasiu și doamna Reven, că nu o să-mi dea să mint, toate ușile și porțile grădinițelor noastre, majoritatea, da, bine să zic eu. Majoritatea. Sunt deschise, nu? Da. Eu cred că asta e consecința de la ninsori, de la calamitățile naturale, care le mai avem noi, cu porțile. Deci e o situație strigătoare la cer. Deci eu nu sunt nici avocatul, dar nici judecătorul managerilor instituțiilor respective, dar cel puțin să asigur siguranța copiilor pe perioada florilor în această instituție. Deci eu nu cred că aici este nevoie de milioane, de investiții, de tendere și așa mai departe, ca să rezolvi problema cu portița. Pentru că de obicei sunt două porți. Una e pentru accesul unităților de transport care aprovizionează instituția, a doua pentru părință, dacă este o instituție mare, poate avea mai multe căi de acces. Și noi, maturii, persoanele care mergem cu copiii la grădiniță, trebuie să avem grijă să închidem această portiță. Nu putem lăsa asta în grija educatorilor. Deci eu aș împărți vina totuși, aș încerca să ne o atribuim fiecare din noi. Pentru că cu adevărat, dar nu a dispărut poarta acum o zi sau înainte de cazul respectiv. Ea n-a existat luni întregi și nimeni nu a bătut alarma. Din părinți, n-a venit să zică. Pentru că asta ar trebui, știți în ce situație ne aflăm noi? Iată, părinții se află pe o parte a baricadei. Exact. Și pedagogii, educatori, pe așa două baricade. Și două părți antagoniste. Și asta e cea mai mare greșeală care se întâmplă la ziua de astăzi. Pentru că atât părinții cât și pedagogii au aceeași misiune.
Deci noi nu luptăm unul cu altul, noi ambii trebuie să ne consolidăm efortul și să rezolvăm problemele. Și aici, acolo, în instituție în care, când vedem lucrurile care degradează, vedem lucruri fizic, de exemplu, sau când vedem atitudine și o tolerăm cu ani întregi, nu batem clopul, dar atunci când îi se întâmplă copilul meu, atunci batem alarma. Sau atunci când s-a întâmplat cazul acesta și, mă rog, a aflat altcineva, a transmis, a anunțat poliția. Deci, în mod normal, nimeni să nu știe, da. Așa, în mod clasic. Și lucrurile acestea se întâmplă. Îi vine înapoi și nu se mai afla de la nimeni. Deci, eu aș vrea să ne punem noi maturi o întrebare și de aici toate problemele din educație, să știți că sunt o reflecție perfectă a ceea ce se întâmplă în societate. Dacă dumneavoastră ca părinte... Deci indiferența tuturor. Da. Deci dacă dumneavoastră ca părinte, atunci când încă copilul e în burtă, dar începi să-ți faci griji, unde vei merge cu copilul tău? Pentru că mamele în ziua de azi așa și își fac griji. Da. Și dacă ea trăiește o dramă, e o dramă până la urmă cu înscrierea copilului, cu acum mai nou cu catalogul electronic respectiv și toată lumea întreabă și toate rețelele de socializare și lumea intră în panică. Deci copilul încă nu s-a născut. Noi deja suntem agitați. Noi suntem deja nedreptățiți. Noi deja avem probleme și suntem panicați. Ca până și atunci când ajungi să mergi deja în instituție, tu deja ești pornit negativ asupra instituției respective și când îți mai spune că dumneavoastră, că noi nu avem loc sau noi pe perioada de vară o să fie sistată activitatea. Și atunci uitați-vă noi cum ajungem într-o instituție de învățământ. Și nu mai contează că e privată sau că e publică. Pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă, toată energetica asta din societate, noi ca părinți, o ducem acolo, iar acolo unde lucrurile nu s-au schimbat de 25-30 de ani și noi așteptăm, deci noi avem acces la informații, noi aflăm lucruri noi, noi vedem, putem compara cu alte țări, cu alte modele și atunci noi venim și cerem, de la cine cerem noi asta? Cerem de la oameni care au devenit monumente deja între timp în instituții de învățământ? Mă scuzați, eu practic, iată, sunt în a patrulea an de funcționare, eu nu știu dacă o să mai pot rezista un an. Alții rezistă de 25 de ani și eu nu am o instituție mare. Dar pentru ca să arzi în fiecare zi, pentru ca să creezi un mediu fericit, prietenos, bun, nu poți să rezista mai mult de 5 ani. Bine, acum deja nu mai stau și așa eu de sunt mulți ani, pentru că este regulamentul ăsta nou și sunt numai 5. Avem și directori care sunt de mulți ani, corect, 10 ani, 15 ani. 20, avem directori care chiar trec la concursurile care au fost masive în ultimii ani, au depus dosarele directori care au câte 20-25 de ani în funcție. Ei pot doar, nu, ei chiar și-au redepus încă o dată și au redevenit mai departe, au prelungit mandatul, au intrat într-un nou mandat. Da, și nu că le este lipsă de concurență, dar aceste concursuri sunt aranjate și în reieșind din ultima publicație CNA-ului, când s-a dovedit, a fost demonstrat că o directoare, directoarea unui liceu muzical, am înțeles că din la noi din capitală, avea angajați fictivi, a căror bani le primea pe card, plus încă mai rupeaș la cei care nu știau pur și simplu cum să folosească de card. Și pe lângă asta mai sunt aprovizionare cu multe licitații și alte chestii, unde se mai poate ceva de trucat, de mai primit niște bani. Pe lângă salariu, e clar de ce ei nu vor să plece din funcție. Și ele când vin în funcție, ele nu vin în interesul copilului, fiindcă salariul lor oficial este de 4-5.000 de lei pentru o directoare de grădiniță. De liceu acolo deja ajunge și la 8, și la 9, și cred că și la 10. Dar evident că pentru ăștia 4-5.000 de lei, ea nu vine ca să aibă grijă de acești copii. Ea poate cu 4-5.000 de lei se duc undeva într-un oficiu să stea liniștit. Dar vine pentru acea parte nelegală a salariului, care permite o îmbogățire ilicită și rapidă, inclusiv și acei bani pe care îi achită părinții prin taxe ilegale. Eu aici aș face o paranteză. Haideți să nu generalizăm. Eu cu siguranță. Deci așa cum noi părinții nu toți suntem responsabili, eu admit că sunt părinți mulți responsabili. În cazul pedagogilor și eu admit, noi cu siguranță avem tot păduri fără uscături. Dar eu vreau să le dau măcar să nu-i atacăm pe toți. Cei care cum se cade, că avem și oameni cum se cade. Sper că sunt, cu siguranță. Și trebuie să-i încurajăm să știm că atunci când ne referim... Ca să-i prezentăm și ca drept model. Pentru ar trebui mai des apară. Modelul de bune practici ar trebui prezentate. Taxele ilegale este, în opinia mea, taxele ilegale și banii colectați din
buzunarul părinților, sunt anume acea, nu știu, acea piatră care ne pune pe baricade diferite. Aha, dumneavoastră credeți că anume acesta este motivul fiindcă, principal? Corect, fiindcă cum un părinte începe a refuza, încercați să refuzați să nu achitați taxe într-o grădiniță. Îți sar toți în cap, începând de la ultimul părinte din grupă și terminând cu directoarea. Dar nu știu cât timp ne va trebui nouă ca noi să nu achităm nimeni în grădiniță. Deci, mi pare că nu e atât de repede procesul. Dați-mi voi să intervin puțin. Deci, cu privința respectivă, deci, statul ar trebui să recunoască. Nu. Uitați, sunt și în state civilizate, deci anumite practici care părinții contribuie cu anumite sume. Deci, mă rog, peste tot, în toată lumea civilizată. Deci, statul la noi admite o greșeală enormă prin faptul că nu recunoaște imposibilitatea la moment de a asigura cu toate cele necesare instituțiile de învățământ. Deci, prin faptul că nu se recunoaște, și mai mult ca atât sunt porniți, provocați părinții împotriva practicilor existente, nu tocmai transparente, de fel transparente, deci noi avem, noi avem situația respectivă. Dacă reprezentanții autorităților, mă rog, profil, Ministerul Învățământului, direcțiile respective, ar recunoaște că noi, la ziua de astăzi, contribuim cu în proporție de 70%, să zicem, pentru asigurare cu lucruri necesare, pentru educația unui copil în instituție preșcolară, sau, mă rog, în ce proporție pentru cel de învățământ primar sau gimnazial. Deci, dacă ar recunoaște, aș spune că contribuția respectivă a statului e pentru asta, asta, asta. Deci, voi dacă mai vreți și altceva, noi puteți să vă formați fonduri, asociații, puteți să contribuiți, cu condiția, toți banii adunați apar transparent, a fi înjușat și nicio problemă. Cea mai mare bubă, că nu pentru că eu aș admite, și o obligativitate a părintelui, așa cum la, pentru alimentație este achitarea asta obligatorie, pentru anumite lucruri, dar părintele să știe pentru ce. Și să vadă, să ce vadă rezultate. Deci este de unde pornim, cine ne bagă, cine ar trebui să fie arbitru de fapt, cine stabilește regulile între părinți și învățământ. Am spus inclusiv la problema produselor igienice, fiindcă am spus, dacă noi ajunge statului bani, poftim, calculați norme, ne dați bonul, cum ne dați pentru alimentație. Asta ce aici dumneavoastră ați organizat pe 1 iunie, în loc să sărbătoriți, dumneavoastră ați ridicat o problemă care... Da, și anterior am ridicat-o. Dați-ne bonul, le achităm, oricum le achităm noi, dar dați-ne să achităm transparent, frumos, să știm cât s-a procurat, pentru ce s-a procurat și unde s-au dus. Acești bani, da, exact. Și statul alocă, și părinții dau și într-un final tot. Și până la urmă nu este nimic. Și până la urmă avem ce aici avem și ce am postat eu câteva zile în urmă, niște poze de la grădinițe, când intri în grădinițele noastre de stat, din păcate teleportezi în anii 70-80 și nu poți să... Dar asta un pic mai târziu. Vreau la securitate să revenim, într-adevăr, și să-mi spuneți, doamna Revenco, dacă fuga acestor copii nu este un element a acelei schimbări pe care dumneavoastră vă luptați împotriva ei, de închiderea grădinițelor pe perioadă anumită de vară și transferarea acestor copii de la o grădiniță la alta. Cam înțeles că acești trei copii care au fugit nu sunt din grădinița 139, dar sunt din altă grădiniță. Iată cum vedeți aici. Este... Pentru că noi multe am discutat la acest capitol. Până la urmă, dumneavoastră ați reușit să aveți un răspuns de la minister. E bine ce se face, nu e bine, este monitorizat de cineva. Se închid grădinițele după un plan anumit. Ce se întâmplă? Suntem iarăși în vara anului 2018. Cu părere de rău, autoritățile nu, fie că nu dispun, fie că nu vor să le monitorizeze. Presupun că nu dispun totuși de capacități de monitorizare la moment și de implicare pe toate, cu toate că eu aș, totuși eu sunt de mai dură și cred că dacă ar fi sancționat câteva persoane din direcții de educație care au făcut graficele de închidere și câteva directoare care din 300 de copii au alocat locuri în alte grădinițe doar la 30 de copii, cred că practica s-ar termina. Dar atât timp cât ea nu este sancționată, este bine, mersi. Deci noi la ziua de azi avem părinți care își țin copiii acasă pentru că grădinița deci lor este în reparație. Pentru că grădinița este în reparație. Nu la toți au alocat locuri. Noi știm cum se face chestia asta. Se stăruie, fie că se dau grădiniță mai departe, fie că îi spune că nu sunt locuri, fie că cer certificate suplimentare de confirmare că lucrezi, că n-ai concediu și alte momente. Și atât în așa mod... Deci sunt presați unii părinți, este obligatoriu este limitat, da. Și de exemplu, din câte am înțeles, de exemplu, noi dacă se închide grădinița, în grădiniță cea mai aproape 5-7 locuri, în altă grădiniță încă 5-7 locuri. Și foarte puțini copii au locuri în alte grădinițe. Da, este aceasta și sau este un stres pentru copil? Și ar trebui să se întâmple altfel lucrurile? Eu cred că da. Noi am, după cum ați spus și dumneavoastră, noi nu spune copilul
în capul mesei sau nu se ia în considerație că grădinița este, a fost constituită ca un element al unei societăți și are anumite funcții, inclusiv de a asigura securitatea copilului, de a asigura posibilitatea părintelui de a merge liniștit la muncă și are o funcție socială. La noi au pedagogii 42 de zile de concediu, hai să mă închei de grădiniță, pedagogii au 42 de zile de concediu. Altfel ar fi trebuit da, privit acest lucru. Nu avem bucătari, nu s-a căutat soluții pentru lipsa bucătarilor, dar s-a închis de grădinița, ca exemplu. Sau avem deja destule situații că se închid grupele din lipsă de pedagogi. Unde ajungem? Noi, adică am febră, am luat pastila, dar nu caut momentul. Ce facem? Unde ajungem? Din ce cauză am febră? Da. Ce ține de securitate? Într-adevăr, schimbarea acestor copii evident că a provocat fuga lor, fiindcă dacă ei nu se simțeau bine în colectivul acesta. Ei nu se simțeau bine, ei nu au reușit să se încadreze. Da, da, nu le-a fost acordată destul atenție și copiii, cred că dacă mai ales erau mai dezghețați, au văzut poarta deschisă și au plecat. Problema este mult mai acută decât doar faptul că copiii au plecat. Problema că ei nu au fost căutați, din câte eu am înțeles în publicația mamei. Da, a venit vânzătoarea dintr-un magazin. Au adus acest adică plecarea lor nici nu a fost observată. Pentru că ei nu erau din grădinița asta și învățătoarea, educatoarea are doar orientații ochii și privirea. Nu putem să... Eu, într-adevăr, de acord cu domnul Sergiu, că nu vreau să învinuiesc educatorii, sau, dar la noi se merge pe linia că noi nu avem salarii mici, nu avem personal destul și nu suntem responsabili de nimic. Iată așa, și chiar inclusiv la... Ne ascundem după paravanul acesta salariilor mici, responsabilității statului față de acest lucru. Chiar și societatea la publicația respectivă a fost replici de tipul ce vrei dacă cu așa salarii? Păi noi ne ducem copiii acolo, securitatea copiilor noștri. Cu două săptămâni înainte de acest caz a fost publicat cazul când un părinte a observat la geam la grădința 26 vreo șapte copii stâng la etajul. Îngheață sângele. În cazul ăsta, domnul Revenco, dacă nu le ajung bani, să închidă grădinița și să mergem să protestăm în cazul dacă nu le... Dar nu sunt... Păi, ar trebui să caut inclusiv autoritățile centrale și locale soluții. Eu cred că s-ar găsi, inclusiv s-ar putea de implicat bunicile care stau acasă la pensie să fie ca dădace, că 1000-1500 de lei, dar oricum e un plus la... Aici simt că domnul Fănăsiu are o soluție. Ce trebuie să facem cu aceste închideri de vară, dumneavoastră, perioada de vară? Deci uitați, noi pe de o parte ne plângem că instituțiile sunt într-o stare jalnic, de exemplu, și trebuie de intervenit. Deci trebuie de intervenit 15 ani, 20 de ani în urmă. Au trebuit, e adevărat, dar nu s-a intervenit. Uh-huh. Oricum trebuie să punem capăt problemelor respective. Deci nu poți să faci reparații atunci în instituție, să-ți vină hamali, meșteri, să lucrezi cu utilajele, pentru că eu am reabilitat o grădință într-o situație dezastruoasă. Știu ce înseamnă asta, deci pe urmare nu poți desfășura activități nici în preajmă. Într-un bloc separat. Deci, oricum trebuie... Dar din ce apar problemele astea? Uh-huh. Pentru că, în mod normal, dacă se invitau toți părinții, se prezentau un proiect, dacă perioada de iarnă, de exemplu, din toamnă până în iarnă, se organizau licitații, știau cine, cum, se pregătea tot ca să minimalizezi la maximum termenul respectiv. Nu închizi grădinița, organizezi concursuri, cauți antreprenorii nu reușesc în timp, intrăm iar în plouă și distruge absolut tot ce s-a făcut. Astea sunt practicile care există la noi. Deci, noi suntem martori, că suntem tine, dar știm că de foarte mulți ani Chișinăul, capitala Chișinăului, a fost condusă de anumite personaje care au fost în contradicție permanentă cu alte personaje de la putere centrală. Deci, conflictul acest, orgoliu politic al fiecăruia dintre ei, s-a răsfrânt inclusiv și asupra lucrurilor, direcțiilor respective. Deci, ei s-au bătut cap de cap, au avut suferit copiii, instituțiile. Da, dar ei înainte de a veni în funcție au fost votați de noi și au prezentat platformele sale electorale, deci, spunând că educația și copilul este prioritar. Da, pe de o parte, într-adevăr, iată, toate instituțiile preșcolare de învățământ sunt în gestiunea primării, autorităților locale. Da, apeleu. Da, și apeleu, care noi știm de cine a fost condus, ce a făcut și cât tam, și iată toate problemele, câte mandate am avut noi de primar, un primar care noi ne-am investit toate speranțele și așteptările noastre. Deci, dar fapte concrete, nu
Nu, de-astea, evenimente de show mediatic, victimizări, răfuieli între guvernanți. Noi, deci uitați-vă, fără o politică de stat bine gândită, fără un buget respectiv la nivel de stat, pentru că la nivel de administrație publică locală mijloacele sunt limitate. Și atunci când există o înțelegere, o voință a întregii clase politice, deci lucrurile astea cu pași rapizi ar putea fi rezolvate. Dar așa nouă nu ne convine, pentru că e an electoral cu tare, alegem primarul. Hai să fie dezastru aici, hai să fie dezastru în învățământ, pentru ca să nu aibă el cum să... Domnul Vincu, înainte de a spune dumneavoastră ceva, vreau, pentru că cu ușurință și cu rapiditate, după mine, a fost surprinzătoare și mulțumesc pentru această cale, domnul viceprimar Ruslan Codreanu. Dumnealui a răspuns solicitării noastre de a ne da informații privitor la securitatea grădiniților și privitor încă și la cazul din grădinița 139. Vă rog frumos, regia, puneți materialul. Cum au fost pedepsiți colaboratorii instituției 139 de la care au fugit copiii? Grădinița 139 a preluat copiii de la grădinița 112, care s-a închis pe perioada de vacanță, și trei copii care au ieșit pe teritoriul grădiniței au venit de la 112. Educatoarea a fost mustrată aspru și directorul instituției la fel a primit, deja este a doua sancțiune pentru domnul ei, pentru că a mai primit prima sancțiune cu procedura de înscriere a copiilor pe grădiniță. Acum a primit a doua sancțiune și la a treia urmează să fie eliberată din funcție. În municipiu avem 396 de locuri vacante de educatori. Există un deficit enorm de educatori. Motivele sunt diferite, și salariile mici, și condițiile de transport până la servicii, dar să există și o presiune din partea societății, pe locuri motivate, pe locuri mai subiectivă. Există undeva o abordare cu o deficiență în ceea ce ține de cadrele în grădiniță, dar educatorii care sunt eliberați din funcție, pe mine mai puțin mă interesează unde pleacă. Deci locul lor nu este în sistemul educațional atât timp cât nu pot să aibă grijă de copii. Ceilalți, noi încercăm acum să facem și o analiză care ar fi mecanismele de motivare a cadrelor didactice, pentru că pe an ce trece numărul de educatori este în scădere. Și cum ziceam și anterior, motivul de bază fiind salariile mici, lipsa locului de trai, pentru că mulți dintre ei, chiar dacă lucrează de o viață în sistem și au grijă de copii, nu au un loc de trai, stau în chirii. Deci este o problemă socială, să zic așa, pe care încercăm să o rezolvăm. Mulți pleacă peste hotare. Chiar astăzi am cerut să fie prezentate luni cifrele, care este migrația atât a cadrelor didactice, dar și a copiilor care iese cu totul din sistem sau din țară. Când ultima dată ați primit un raport de la grădinițele private? Noi nu avem niciun raport la grădinițe private, pentru că grădinițele private nu sunt gestionate de către noi. Problema cu grădinițele private este una majoră. Ele nu sunt gestionate nici de Ministerul Educației și nici de municipiu. Ele nu sunt reglementate de nicio lege, nici de Codul Educației. Și este o problemă pe care vreau să o discutăm și am să o fac publică luni la ședința operativă a primăriei, tot ce ține de grădinițele private. Doamnelor și domnilor, noi neapărat vom merge luni și vom vedea ce se întâmplă la capitolul gestiunea grădiniților private și cine le monitorizează, și vă vom da și dumneavoastră un răspuns printr-un reportaj în buletinele noastre de știri. Iar acum mă adresez dumneavoastră. Situația, vedeți că e destul de gravă. 396 de locuri vacante. Mă interesează și să-mi răspundeți, domnul Afanasiu, cum dumneavoastră acceptați educatorii la serviciu, după care criterii și ce se întâmplă, pentru că din săptămâna trecută, pare mi se, dintr-o grădiniță privată, mi-a zis o doamnă directoare, au plecat trei educatoare. Da, și de la noi au plecat trei educatoare. Deci situația e gravă. Deci nu mai putem vorbi doar din instituțiile publice, unde avem numărul mare de copii, situația pe care o avem la ziua de azi, salarii mici. Deci din instituții private, unde situația e puțin mai bună, pentru că e un număr mai, cel puțin de jumătate de număr de copii de care este o instituție publică, unde este salariul mai motivat, cu mult ușor, deci prin urmare, dar oricum noi nu putem să ne ridicăm la așteptările pe care au tinerii la ziua de astăzi și vor 8 euro pe oră.
Deci ei merg în Italia, merg pe litoral, merg pe în alte părți. Deci atât timp cât lumea e liberă să-și aranjeze viața după bunul lor plac, ei merg peste tot pentru că trebuie să înțelegem că noi ca părinți în educația unui copil de cât efort avem nevoie și atunci când pui toate grijile pe umerii unui educator, pe perioada unui an întreg, deci zi de zi, 10 ore, deci pentru că acasă copilul vine, nu are program, deci el vine după orele 6, mai după 7, cum la instituțiile publice, și l-a dus la 7 la instituții, deci acasă vine doar să petreacă timp liber, dar arderea aceasta sau implicarea aceasta emoțională a cadrului didactic este una deosebit de grea. Nu fiecare poate. Deci avem și noi copiii noștri acasă, avem familiile noastre de care nu putem să avem grijă pentru cei care se implică în totalitate în educația copilului. Și fac față cerințelor pe care le prezentați. Cerințele noastre, ca tare, în mod firesc, standardele de educație sunt aceleași, oricând în instituții private, ori în instituții publică. Deci codul educației, standardele, curicula, deci toate lucrurile au aceleași cerințe. Uh-huh. Nu există într-o instituție privată niște cerințe inventate, pentru că dacă ar fi ceva ce nu corespunde legii, ar fi descalificat, deci ar fi anulat contractul individual de muncă. Deci atitudine, cerințele care sunt, inclusiv comunicare, nu doar cu copii, comunicare cu părinții, pentru că, ca să știți, în grija unui educator nu este doar educația copilului, este și relațiile cu părinții, care de multe ori, în condițiile în care suntem noi, așa cum suntem, societate frustrată, agresivă la moment, ne este foarte greu. Și deci atunci când vezi că pleacă lumea, pur și simplu nu mai este salariul motivul. Pentru că poți primi un salariu de 10.000 de lei, dar dacă ești într-un mediu... Care cești 10.000, cum i-ai primit așa, ai dai? Nu, sau, e vorba de da, dar e vorba ca stările emoționale. Stările emoționale. Oamenii au nevoie și de confort emoțional. Și eu aici aș propune o bună conlucrare, atât autorităților centrale, cât autorități locale, deci de a ieși, de a fi deschiși către comunitate, pentru ca comunitatea, părinții să fie implicați la maximum luarea deciziilor a lucrurilor care se întâmplă, mă rog, în instituția care merge copilul. Pentru că, de exemplu, într-o instituție privată, părinții vin la activități deschise, se implică, ei contribuie financiar lună de lună și deși codul educației prevăd anumite facilități, ele nu există pentru părintele sau pentru o persoană care investește în învățământul privat. Deci omul care e foarte ocupat, care trebuie să muncească, să câștige bine, ca să-și permită să meargă și într-o instituție privată. Deci noi trebuie să... și ei găsesc timp și se implică și avem și noi vacanță. Pentru că avem vacanță. Da, dar este instituit corect. După o comunicare cu fiecare părinte. Pentru că asemenea lucruri trebuie să se întâmple peste tot. Deci copiii noștri sunt la fel, nu contează în ce mediu se află ei. Noi, ca și pedagogi, trebuie să avem o abordare corectă față de toți copiii, indiferent de ce familie vine el. Și politicul, administrația respectivă trebuie să aibă o abordare deschisă, transparentă, în interesul copilului. Da, dar domnul Afanasiu, se tem oamenii să facă ceva, măcar discuții publice, corect pe această temă. Doamna Revencu, spuneți dumneavoastră că eu m-am agățat de... Eu aș vrea, în primul rând, să mai revin la tema securității. Eu ce mi-aș dori, ca totuși instituția publică, grădinițe, școală, să-și asume responsabilitate pentru viața și sănătatea copilului. Să nu dea că, uite, nu sunt salarii, nu sunt oameni și așa mai departe. Trebuie să facă tot ca copilul, pentru că cel puțin siguranța copilului trebuie să fie asigurată. Într-adevăr, cum a spus dumneavoastră în anterior, domnul Sergiu, am învățat tați poezie sau am învățat o mâini, e altceva. Dar faptul că dacă dumneavoastră deschideți pagina de Facebook sau pagina web, direcția educației, nu vezi un cuvânt despre o problemă care există în instituția de învățământ. Care noi o discutăm și tot nu vezi un cuvânt, nu vezi un cuvânt despre situațiile neplăcute care au apărut și cum au fost ele rezolvate. Doar matinee, simpozioane, conferințe. Și de ce dumneavoastră credeți că ei nu le văd? Păi asta este problema, că dacă ar fi această comunicare deschisă, direcția spune că oamenii buni, da, a avut loc un caz negativ, noi depunem tot efortul ca să nu se mai repete, persoanele au fost sancționate, ne cerem scuze și pentru noi contează copiii voștri și voi contați. Într-adevăr,
ar fi o comunicare, dar că noi mergeam la doamna Tverdohleb și ceream să fie excluși crimvuști din meniu care erau interziși de Ministerul Sănătății și dumneavoastră ne spunea că uitați, noi am făcut sondaje în grădinițe și 80% de părinți vor crimvuști. Cu ce drept ați făcut voi sondaje în grădinițe? Din ce? Adică cum era pus, interesul este pus un alt interes decât cel al altor copiilor. Și securitatea, aș vrea foarte mult să rog, dacă ne privesc autorități publice, locale, centrale, ca să se pui accent pe acest moment, să se vadă toate aspectele și să se găsească soluții, inclusiv majorarea salariilor cadrelor non-didactice, a celor didactice. Pentru că 1.100 de lei nu poți găsi o dădacă care să fie, în care să putem, nu că nu putem găsi, le avem, dar este foarte greu să găsești o persoană în care să ai încredere și care să nu agreseze copiii, să nu aibă un limbaj licențios, că de multe ori fetele vin de la țară, tot și acolo un pic altfel de educație. Cu părere de bine, părinții găsesc, identifică, cu un enorm și desigur și acele suplimente care le plătesc părinții, dar nu este ok, nu putem ține atâta pe firul ăsta de ață. Nu putem ține un educator să fie pe rol de ceșător sau la cheremul părinților, corect, care părinții identifică o persoană calificată, bună, o aduce într-o instituție, vorbește cu administrația instituției cu tare să fie la grupa cu tare, ei selectează banii, îi dau un salariu. Dar vă dați seama, în perioada de educație intervin diferite cazuri. Când tu ai putea să vii chiar cu anumite observații pentru copii, mă rog, reflectă educație de acasă, știți? Și sunt situații când trebuie să conlucrezi, când trebuie să ceri implicare, când trebuie să iei atitudine. Și atunci, dacă tu ești plătit de părintele respectiv, deși ești situație. Plătit nelegal. Deci educatorul, pentru a ține la demnitatea lui, pentru că e o persoană care totuși trebuie să aibă demnitate și verticalitate și trebuie să fie instruită, calificată, și atunci ea nu o să accepte orice jignire, pentru că vă spun sincer, eu dacă intru pe rețelele de socializare, citesc replicile părinților, nu mai vreau să fiu pedagog. Mi-e rușine să fiu pedagog. Este un fenomen negativ și aici vreau să ajungem la pentru ce că trebuie să pornim de la educația noastră a părinților și împreună. Deci, înțelegeți, în lucruri nu poate să existe o insulă a fericirii, grădinița cu părinți nefericiți, cu tradiții nesănătoase în familie. Nu poți face asta. Asta doar împreună. Deci dacă tu te uiți o oglindă dimineața și vezi un om frustrat, nemulțumit, bosunflat, supărat și omul acesta vine, aruncă 3-4 replici în adresa educatorului și îi aruncă în brață copilul, și dar negativismul ăsta, domnul Afanasiu, ne îl creează. Cine ne-l creează? Oameni buni îl creează, dar ne mai gândim că totuși noi nu putem revărsa tot supărările pe tot globul pământesc asupra copiilor noștri și asupra educatorilor. Suntem pe final de emisiune, vreau neapărat să reușesc. Da. Nu dați-mi prelungim emisiunea. O prelungim altă dată. Întreb pe director dacă mai dă voie să organizez la această temă. Așa, grădinițele private, am zis eu către domnul viceprimar Ruslan Codreanu, dacă sunt sau nu monitorizate, pentru că situația care s-a întâmplat în Israel cu familia aceea, este vorba de o grădiniță privată. La care noi venim cu o altă atitudine, cu o altă securitate, cu altă... ce se întâmplă? Pentru că mă interesează acest lucru. Sunt foarte multe. Știți de ce? Nu, este un fenomen acum în Republica. Dar nu este adevărat. De ce? Se vorbește de multe grădinițe, este un fals. Că nu există multe grădinițe. Este așa, da, este așa numitele grădinițe. În fiecare centru, fiecare organizație obștească, care are o autorizație pe 2-3 ore să organizeze anumite activități cu copiii, ei se denumesc grădinițe, ei organizează program de somn, ei nu au curte, ei nu corespund normelor sanitare. Deci asta nu sunt grădinițe. Ele sunt centre de dezvoltare. Deci ele nu au statut. Dar cineva le monitorizează? Noi avem 5-6 grădinițe private în Chișinău. În rest, peste 80 sunt în casă, în apartamente, în blocuri, la partiere și așa mai departe. Da, în cetă altor grădinițe publice. Deci lucrul ăsta trebuie dar știut. Dar ei iau bani, unele dar din acolo ele. E relația părintelui cu... Dacă părintele merge într-un centru educațional și eu știți care cel mai tare mă chină și mă frământă. Am trebuit pentru a corespunde tuturor normelor respective existente. Știm, să da. Investesc foarte mulți bani, foarte mult timp ca să am autoritate de instituții de învățământ. Și pe nimeni nu interesează asta, instituție sau nu. Interesează doar autoritățile care vin cu control. Că am autoritate de la ANSA, de la Centrul Sănătate Publică, pompieri, deci, poliție. Dumneavoastră sunteți monitorizați, suntem verificați. Deci instituțiile înregistrate sunt monitorizate. Paradoxul că cei care nu sunt instituții oficiale
nu sunt monitorizate, ele nu există. Așa, acum în înțeleg. Tot felul de case și astea. Și aici iarăși e o problemă că, deci, au fost și regulamentele, standardele, au fost schimbați, s-au permis amplasarea la partier. La partier, da. Deci, dar pe câteva ore. Deci, acum mor și centru educațional, sunați, luați de pe diferite rețele, sunați și o să vă spună cât, ce costuri au. Deci fără ca să ai program de alimentație, merg cu, duc cu mașina lor personală, mâncare într-o parte altă, e dezastru. Dar nu încurcați, vă rog frumos, instituții de învățământ care nu, vreau să vă invit o zi să lucrați cu mine împreună și să vedeți câtă bătaie de cât cap. Este muncă, ca, da. Și atunci... nu rezistă nici aici, pentru că acolo unde se lucrează e greu, da, și la stat și la privat. Și e ușor, mă rog, sunt anumite, nu știu cum este ușor în ziua de azi, dar vreau este să vă... greu la toți, într-adevăr. Deci vreau să vă spun, da, noi final, trebuie deja să ne unim, trebuie să fim mai pozitivi, trebuie să căutăm lucruri care ne unesc, că copilul are o singură copilărie, o singură dată copil și o să vedeți, toată agresivitatea asta noastră se manifestă în comportament. În comportamentul lui. Deci eu vreau să fim mai buni, mai buni. Doamna, vreau și eu să fim mai buni. Și noi chiar am încercat de câteva ori, doamna Margareta știe, să lansăm niște petiții în suportul cadrelor didactice, să le cerem majorări de salarii. Da, dar cu păreri de rău, însuși cadrele didactice pe noi nu ne-au susținut și n-au susținut aceste petiții. Asta e cel mai trist. Eu sper că noi totuși vom ajunge la conlucrare, dar eu cred că pentru asta totuși trebuie eliminate aceste taxe ilegale. Când unicul principiu de conlucrare va fi copilul, atunci cu adevărat noi vom avea o conlucrare frumoasă și vom depune eforturi comune și atunci vom ajunge și pedagog respectat și statul se va implica și părinții se vor implica. Eu vă mulțumesc pentru discuție. Într-adevăr, această discuție putea dura și 2-3 emisiuni. Eu și dumneavoastră, doamna Revenco, și dumneavoastră, doamna Afanasiu, și tuturor telespectatorilor le-am promis că la capitolul educației și sistemul educației voi organiza mai multe emisiuni și voi sta de veghe copiilor noștri, pentru că dumneavoastră toți suntem noi părinții și ne vrem ca copiii să ne fie fericiți și sănătoși. Și pentru că următoarea emisiune va avea loc marți, iar duminică este ziua medicului și a lucrătorului în medicină și a farmacistului, vreau să aduc sincere mulțumiri acelor medici cu care m-am întâlnit în decursul vieții și care sunt într-adevăr sărutați de Dumnezeu pe frunte și poartă cu mândrie și acest nume de medic. Vă mă închin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru toate. Să ne trăiți fericiți și sănătoși și să aveți grijă de noi. Eu vă doresc o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la 19:00 să vorbim noi despre noi.